2024 este un an fără precedent pentru România din punct de vedere electoral. Românii sunt așteptați la urne pentru a alege viitorii europarlamentari, liderii locali și județeni, parlamentari și pe viitorul președinte al României. UDMR a început deja campania electorală pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc în prima decadă a lunii iunie 2024, iar mesajul și viziunea Uniunii este una critică la adresa Comisiei Europene, care emite legi într-un ritm ce pune în pericol implementarea proiectelor. Tema de actualitate în politica europeană este tranziția verde. UDMR nu contestă importanța reducerii poluării și a protecției mediului, însă nu este de acord să plătească populația pentru astfel de politici cu termen de implementare extrem de scurt, a declarat la DEVA europarlamentarul Iuliu Winkler, președintele UDMR Hunedoara. Noi vedem că tranziția verde, așa cum ea este concepută astăzi și cu viteza cu care este concepută, viteza exagerată, ea de fapt va fi plătită de către oameni. Și oamenii vor plăti, familiile vor plăti tranziția, așa cum am văzut în iarna care a trecut, când prețurile pentru încălzire, prețurile combustibililor, nu uitați ce prețuri am avut la pompă în anul trecut, în 2022, am văzut că, de fapt, oamenii și familiile aflate în situații mai grele, pensionarii cu pensii mici, plătesc acest preț al tranziției. Lucru pe care UDMR în România nu îl poate accepta și lucru pe care Partidul Popular European în Parlamentul European nu îl poate accepta. De aceea noi venim cu niște propuneri pe care le-aș caracteriza ca fiind aparținând unei zone de realism verde. Realismul verde înseamnă că trebuie să gândim efectele economice. Ne dorim toți să facem tranziția verde, dar nu dorim să o facem oricum și nu dorim să o facem pe cheltuiala oamenilor. Tranziția verde trebuie realizată, sustenabilitatea în domeniul energetic, siguranța și securitatea în domeniul industrial. Tocmai am avut o strategie europeană de securitate economică. Toate acestea trebuie realizate împreună cu oamenii și nu în pofida oamenilor. Și eu cred că și mă pregătesc pentru acest lucru, ne pregătim împreună cu colegii, cred că aceasta va fi una din temele importante în campania pentru Parlamentul European din primăvara anului viitor. Deciziile pe care le luăm, ele trebuie să fie din domeniul realismului verde, tranziția trebuie să fie justă și ea trebuie să asigure protecția socială a tuturor celor care au nevoie de protecție, pensionari cu venituri mici, familii cu venituri mici, familii cu mulți copii și toți cei care sunt într-o situație socială defavorizată. În ciuda faptului că Uniunea Europeană alocă fonduri consistente pentru dezvoltarea tuturor ramurilor economice, termenele de implementare a investițiilor sunt foarte scurte și există riscul ca acestea să nu poată fi duse la bun sfârșit. Este foarte clar și vedem acum că nu vom putea realiza planurile din Planul Național de Redresare și Reziliență până în 2026. Este clar, este clar pentru oricine. Dar nu e problema României, doar este problema tuturor statelor membre. Peste tot se vede că absorpția acestor fonduri merge destul de greu, nu pentru că cineva nu ar dori să le absorbă, nu pentru că cineva ar fi leneș sau incompetent, ci pentru că pur și simplu viteza acestei tranziții este prea mare. Presiunea este prea mare din partea Comisiei Europene. Noi nu știm încă dacă să ne bucurăm sau nu că domnul vicepreședinte executiv al Comisiei Timmermans merge acasă în Olanda să facă politică, se pare că asta va decide, dar în orice caz Comisia Europeană trebuie să se trezească și trebuie să înceteze această avalanșă de legislație. Acum e timpul implementării și asta spune Partidul Popular European, asta spunem și în Parlamentul European. Nu suntem împotriva legii, nu suntem împotriva refacerii naturii, dar suntem împotriva acelei legi de regenerare a naturii care s-a votat cu o majoritate foarte îngustă în Parlamentul European pentru că conține prevederi aberante, pur și simplu. Suntem împotriva acestui verde închis pe care îl vedem pentru că aceasta este noua denumire a activismului verde, ci suntem pentru un realism verde și suntem pentru grija cu adevărat față de oameni și față de familii în acest proces de tranziție. Legea votată la mustață, la care face referire liderul UDMR Hunedoara, este în contradicție tocmai cu politicile de dezvoltare emise și votate de conducătorii europeni.
De exemplu, această lege care a creat multe valuri cu privire la refacerea naturii. Acest proiect care a devenit lege pentru că Parlamentul a votat deja, urmează acum dialogul dintre, sau trialogul mai exact, dintre Comisie, statele membre și Parlament. Prevede refacerea zonelor umede. Adică ce facem, insula Marea Brăilei trebuie reinundată ca urmare a acestei legi, prevede refacerea albilor râurilor la forma naturală. Adică ce facem? Demolăm barajele și digurile pe care le-am construit în timp de 50 de ani și lăsăm înapoi râurilor, albile râurilor, nu mai facem agricultură? Prevede această extindere a zonelor Natura 2000 din punct de vedere al autorizării construcțiilor și activităților, inclusiv îngreunând toate proiectele sau multe proiecte din cadrul tranziției verzi, pentru că facem tranziție verde cu eoliene, cu panouri solare pe care trebuie să le punem undeva, pentru că nu o să le putem duce în spinare. Ca atare vin aceste propuneri extrem de intransigente, dar nerealiste. Eu cred că ele sunt făcute în niște birouri și de aceea am venit și am vorbit foarte mult, nu eu, ci noi, mulți dintre colegii noștri din Europa Centrală și de Est, spunându-le colegilor noștri politicieni din vestul Europei, că așa arăta economia centralizată, socialistă, din perioada comunismului. Într-un birou, cineva ia măsuri, stabilește prețuri, stabilește linii directoare și stabilește obiective în timp, fără să se consulte cu societatea, fără să facă un studiu de fezabilitate, fără să constate faptul că acele lucruri în acele intervale de timp sunt nerealizabile. Iuliu Winkler consideră că astfel de legi sunt aberante.